ascultă cuvintele pe care Dumnezeu ți le spune prin cuvântul Său. El a zis, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul care te vindecă.
Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos a treia zi și te vei sui la casa Domnului. A murit la o bătrânețe fericite, sătul de zile, de bogăție și de slavă, și în locul lui a domnit fiul său Solomon. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Domnul îi păzește și îi ține în viață. El este fericit pe pământ și nu lași la bunul plac a vrășmașilor lui. Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință. Îi ușurez durerile în toate bolile lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și a scăpat de groapă. Tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopii vor sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Duhul Domnului Dumnezeului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare al Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Dar te voi vindeca și îți voi lega rănile, zice Domnul. Căci ei te numesc cel izgonit, Sionul cel de care nimănui nu-i pasă. Iată, îi voi da vindecare și sănătate, îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? Locuința morților, unde ți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele. Vei intra mormânt la bătrânețe, ca snopul strâns la vremea lui. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese.
carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale, sufletul îi se apropie de groapa și viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului: izbăvește-l ca să nu se coboare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor. Îl lasă să vadă fața de, cu bucurie și dă înapoi nevinovăția. Atunci, el cântă înaintea oamenilor și zice: am păcătuit, am călcat dreptatea și n-am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumină. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere când aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte, pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn,
pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți și pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, el îi vindeca. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, Da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Apoi a zis sutașului, Du-te, facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile, apoi s-a sculat și a început să-i slujească. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, Îndrăznește, fiule, păcatele-ți sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei însăși, Omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice, iertate-ți sunt păcatele? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și groată bocind, le-a zis, Dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar, după ce a fost scoasă gloata, Iisus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță în mână și fetița s-a sculat. Și iată că o femeie, care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și a atins de poala hainei lui, căci îți zicea ea, Numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus a întors, a văzut-o și a zis, Îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi, care strigau și ziceau, Ai milă de noi, fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis, Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, au răspuns ei. Atunci Iisus a atins de ochii lor și le-a zis, Facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Pe când plecau orbii aceștia, iată că au dus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Iisus străbătea toate cetățile și toate satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod.
Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte: noi, de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, a zis Iisus. Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici acolo, și s-ar muta. Nimic nu vă va fi cu neputință. Lăsa pe Dra să vorbească pentru că îl cunoșteau. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui. Îl ruga și zicea: dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el. A întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Au venit la el niște oameni care au adus un slăbănoc, purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănocul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului: fiule, păcatele ți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față, se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesnea, zice slăbănocului, păcatele sunt iertate? Ori a zice: scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis slăbănocului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănocul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile, cu mânie peste ei și mâhnit de împetrirea inimilor, a zis omului: întinde-ți mâna! El a întins și mâna i s-a făcut sănătoasă. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului. Când a auzit tot ceea ce făcea, a venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor să-l țină la îndemână o corăbioară,
ca să nu fie îmbulzit de norod. Căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el să se atingă de el. În urmă, Iisus a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12, ca să-i aibă cu sine, să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te! Vino de puneți mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mulți de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea, nu simțise nicio ușurare, ba încă era și mai rău. Auzit vorbându-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de hainele mele? El se uita din prejur ca să vadă care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, tu te împace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să ține seama la cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimenui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo, Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilului, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră. Și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă, fetiță, scoală-te, zic. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui, în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimite doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți dragi și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus. Au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi pretutinde pe unde s-auzea că era El. Oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi în piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Și toți cât se atingeau de El erau tămăduiți. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el.
El a luat la o parte din oroc și a pus degetele în urechi și a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis, Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile și s-a deslegat limba și a vorbit foarte deslușit. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat. Apoi a pus cuipa pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, Vezi ceva? El s-a uitat și a zis, Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a pus să se uite țintă, și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Când au ajuns la ucenici, au văzut pe mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să-i se închine. El a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns, Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scârnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O, neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el. Și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus l-a întrebat pe tatălui, Câte vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori, ori Duhul îl aruncă în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, Tu zici dacă poți? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat Duhul necurat și a zis, Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, Noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Acest soi de draș, le-a zis el, nu poate ieși decât cu rugăciune și post. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșător orb, ședea jos lângă drum și cerșea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis, Chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis, Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, Ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, Du-te, credința ta te-a mântuit. Și îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că, orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați primit și îl veți avea. Apoi le-a zis, Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.
Iată semnele ce vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma și își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a spus, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice, păcatele sunt iertate? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zise slăbănogului, scoală-te, ridică patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică și ziceau, am văzut lucruri nemaipomenite.
singurul fiu Maicii lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat
un bolnav, un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu se putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașul fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și a fariseilor: Oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și a dat drum. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut, Iisus le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Pe când s-apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat: Ce este? I-au spus: Trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat l-a întrebat: Ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis: Capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta afla că Iisus venise din Iudeea, în Galileea, și s-a dus la el, l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte. Iisus i-a zis: Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis: Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele care îi spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și au adus vestea că fiul lui trăiește. El a întrebat de ceasul în care a început să fie mai bine. Și eu i-a zis: Ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus: Fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: Vrei să te faci sănătos? Da, Doamne, a răspuns bolnavul. N-am pe nimeni să mă bag în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu.
Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! L-au apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut că umblă și laudă pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă, la templu, ca să ceară de pomană și să o umplu de uimire și de mirare pentru cele ce se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat alerga la ei din pitvodul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat, v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Prin credința în numele lui Iisus, a întărit numele lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în pitvorul lui Solomon și nici unul din ceilalți nu cutezea să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi, chiar și pe ulițe și puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și l-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, căci din mulți îndrăciți și-au duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoci și șchiop erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut o vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea.
Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici chiar are puteri din partea preoților cei mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Biserica se bucura de pace în toate Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-au coborât și la cei ce locuiau în Lidia. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de 8 ani o logă în pat. Enea, a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au zis că Petru este acolo au trimis doi oameni la el să roage. Nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-a dus în odaie de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. În Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut care credință să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare! Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. În împrejurim erau moșiile mai marelui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine,
ca să aducă neamurile ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și țările din prejurim, până la Iliric, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Și învățătura și propovăduirea mea nu stătea în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Altuia credință prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestitului Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa că prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El prin cuvântul lui a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Iisus e chiar acum lângă tine și te întreabă: ce vrei să-ți fac? Crezi că pot face lucrul acesta? Și Iisus spune: facă-ți-se după credința ta. Amin.